Anul acesta, meșteșugarii au adus la tarabe tradiționalele nuielușe de Moș Nicolae. Alături de ele au aranjat și alte obiecte potrivite pentru decorul sărbătorilor de iarnă. Toate i-au atras ca un magnet pe cei mici. Prichindei au fost foarte cuminți întreg anul, iar acum așteaptă cadourile. Și cum speranțele sunt foarte mari, copiii au lustruit toate ghetuțele găsite în casă. Ai fost cuminte anul acesta? După mine, eu așa cred, mama hotărăște. Ghetuțele, le-ai pregătit? Da, am 6 perechi pregătite la ușă. Foarte multe, deci multe cadouri, la multe cadouri cântate. Da. O nuielușe? Nu, a fost doar o dată când mi-a adus, dar mi-a adus și cadouri. Ce-ți place? Ia spune. Florile. De ce? Că-s frumoase. Vrei să-ți aducă Moș Nicolae o floare? Ai fost cu minte? Da. Nuielușe nu o să-ți aduc la ghetuță. Și în afară de floare, ce ai mai dori? Ia uite-te ce mai vrei tu de acolo. O nuielușe? Un cățel. Alții mai puțin pretențioși i-au scris moșului să le aducă doar un cadou. O mașină cu telecomandă. Și altceva? Ce ți-ai mai dori? Atât. Ai fost cu minte anul acesta? Da. Ghetuțele le-ai pus... Le-ai ilustruit, le-ai? Nu. Dar o să le aranjezi, o să da. Le pui. O parte din copii a venit la tarabă pentru a face persoanelor dragi un cadou de Moș Nicolae. Ca un adevărat adult, fetița din imagine s-a interesat de fiecare obiect în parte. Aici avem o căsuță pe mesteacăn. Asta este lemnul de mesteacăn. Un lemn cu o coajă foarte frumoasă. Bănuie de brad, care sunt de munte. Căsuța din papură făcută cu moșii costă 14 lei. Această căsuță. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Pentru cine ai vrea să cumperi? Una pentru mine, una pentru fratele meu. Ai un frate mai mare, mai mic? Mai mare. Te-ai gândit să faci cadouri la... Da, numai mi deja am luat. Ornamentele de sărbători pot fi găsite pe strada Crișan din Drobeta Turnul Severin. Se pot cumpăra nuielușe cu 3 lei, dar și cu 10 lei. Comercianții spun că prețurile au fost stabilite în funcție de materialul folosit. Ca în fiecare an, de obicei, pregătim specific sărbătorilor decorațiune pentru Crăciun. Pentru Sfântul Nicolae m-am gândit ca să pregătesc câteva botițe pentru copiii care sunt mai puțin cuminți. Pe lângă aceste nuielușe sunt tot felul de decorațiuni. În spatele meu, la panou unde l-ați filmat, toate făcute manual. Și pentru sărbători este bine un suvenir în casa fiecărui cumpărător. Ați muncit mult la ele? Îmi ia ceva timp ca să le fac. Nu este așa simplu ca să facem o căsuță, un brăduleț sau... orice alt suvenir. Toți copiii trebuie să știe că Moș Nicolae lasă cadourile în ghetuțe și de aceea darurile sunt mici, cât încălțămintea. Bătrânelul simpatic, ce va sosi vineri noaptea, s-a înțeles cu Moș Crăciun, care are sanie cureni, să aducă el cadourile mai voluminoase.